Știm cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta. Wow! 28 de ediții, în sfârșit! De verde în ghete, uite-mă cât sunt de verde, m-am lipsit. Și eu acasă mi-am redecorat toată bucătăria în verde. Deci, peste 50 de invitați? Peste. Dar băieții cum au fost? Ah, extraordinari. Da, nu mă așteptam. Mihai? Mihai, oh, da. Oh, wow. Da, Bogdan. Bogdan, S-a descurcat. S-a descurcat, da. Ce faceți, băieți? Ce faceți, bă? Păi e gata, vine vacanța. Vine vacanța. Da, așa e. Hai, gata. Hai. Ce să facem și noi? Am ajuns atâtea ediții, atâția invitații. Ba, ne-am ajuns. Vacanță! Noi în vacanță. Vacanță peste 50. Ce faceți voi aici? Ne luăm vacanță. Mihai, tu știi ce fac oamenii ăștia aici? Ia vină cu aici. Hai că tu filmezi, tu chiar îi filmezi pe bune? Vină cu aici. Mai aveam o ediție. Ia, afară din studio, hai, repede. Fiecare, du-te la producție. Liniște. Nu plecați în vacanță încă. Liniște. Ultima ediție. La producție, la cameră, la cameră, repejor. Hai că începem. Hai, mai spătați-ne o... Hai, mai repede, hai. Mihai, aici. Păi de ce eu locul invitatului stai așa? Ah, ce bine e să stai jos după 28 de ediții. Bună ziua, mă numesc Verde Înghete Mihai Moraru. Despre mine. Păi, sunt îndrăgostit de 17 ani de o ardeleancă. Și împreună avem doi copii, Maria și Matei. Sunt proaspăt membru al clubului 40+. Probabil și în curând membru al unui club care dă carduri pentru tratamente. Sunt antreprenor profesionist, că fac 15 ani, dar sunt pe scară amator după 20 de ani în continuare. Iubesc dulciurile de casă, cum se și vede de altfel, sarmalele făcute de mama cu afumătură, înghețata și fructele, un vin alb bun și o bere vara. Ce să mai zic despre mine? Mi-aș dori să nu îmbătrânesc, dar îmbătrânesc și văd asta tot mai des. Și mi-aș dori o comunitate în România din ce în ce mai faină, cu mai puține șicane și cu mai multă construcție. Cam asta. Sunt Bogdan Tudor, un altul Verde Înghete. Anul ăsta o să joc un pic de table cu viața, pentru că 55 poartă în casă. 55 este vârsta pe care o voi împlini în curând. Lucrez de 30 de ani în media. Asta mi-a plăcut să fac, asta fac în continuare. Am o familie frumoasă, am două fete mari. Aș fi vrut un băiat să-l fac fotbalist, dar nu s-a putut. Soția am cunoscut-o chiar în una din televiziunile în care am lucrat. Apoi să știți că în parcursul celor 30 de ani de media am trecut prin experiențe care de care mai minunate. Am fost și șef de redacție, am fost și prezentator de știri, am fost și șef de car, am cameraman, editor și așa mai departe, dar peste tot pe unde am fost și am fost în multe televiziuni și în multe zone de media, mi-a plăcut ceea ce fac și îmi place în continuare ceea ce fac și aici la Agro TV. Iar emisiunea asta Verde Înghete, împreună cu Mihai, colegul meu, este deja colegul meu de platou, să știți că o facem cu mare, mare drag și cu multă, multă distracție. În spatele camerelor avem colegi minunați, avem colegi care ne ajută ca emisiunea asta să ajungă la voi în condițiile cele mai bune și mai mult decât atât, să știți că am și pasiuni. Am pasiuni, și eu am pasiuni pescuitul și mie mi-a plăcut să pescuiesc. Faptul că n-am mai ajuns în ultima vreme este cu totul altceva și una din marile pasiuni pe care le am este rapidul, vișiniul din mine. Și să știți că mă simt foarte bine atunci când merg pe stadion, când Rapidul joacă și când, eu știu, mă întâlnesc cu prieteni pe care i-am și din zona aceea. Per total, am ajuns la final, la ediția asta cu numărul 29, deci prima, să spunem, serie de emisiuni Verde Înghete și ne pare bine că am ajuns până aici și vă promitem 1000
sau 100 ca și Rapidul de ediții în cel puțin de Verde Înghete. Astăzi, doamne și domnilor, ce se întâmplă când ai văzut Mihai? Am văzut. Da, ne-au năpădit, au luat locuri, ne-au dat în vacanță înainte. Ei nu mai știau și le-am și spus. Există o ediție cu numărul 29 în care o să fie se poate contra se poate, unul Verde Înghete versus altul Verde Înghete. Ai emoții la ediția asta față în față? Da, am. De ce? Am avut de când am stat pe scaun la Bastu. Ce? Tu ai emoții. Acum ai întrebat pe invitați, știi? Când după 28 de ediții, după 55 de invitați pe care am avut până acum în Verde Înghete, ar trebui să nu mai... Păi nu mai am dacă stau acolo și sunt pe... Să știi că ăla e scaunul pe care l-am luat de aici. A, da? Te ajută? Nu. Nu mai... Nu te ajută. Mihai Moraru... De ce sunt invitat acum? Nu. Nu? Ești moderator, co-moderator al emisiunii Verde Înghete. Mihai, știi că noi n-am explicat niciodată cum am ajuns noi să facem împreună această emisiune Verde Înghete. Și cred că ar trebui, în primul rând, să le spunem telespectatorilor cum am greșit să începem această emisiune. Și de ce am greșit? Pentru că a fost o, să spunem, o greșeală dorită sau forțată. Sau... Așa a fost să fie, zic eu. Și cred eu că până la urmă emisiunea asta Verde Înghete a prins un pic, nu? Se pare? Feedback-ul e bun, cel puțin cel pe care îl primesc eu. Acum cei care se uită la noi să spună dacă facem mai. Aia care te înjură nu spune nimic, nu? N-am primit până acum, dar nu-i timpul trecut. Se poate, tu ăla care erai rău în emisiune și tot timpul începeai cu întrebări incomode și pe la... O fi fost, dar poate că n-au ajuns la mine. Da, știu, era mai plăcut, mai o glumiță, mai o... Da, e mai... Este ce, serios. Mai o... un dosar, mai niște imagini. Mi-ai pregătit și eu un dosar azi? Ca să știu. Surpriză, surpriză! Da, păi noi am început să lucrăm împreună, Bogdane, pentru că... Hai să spunem adevărul, că colaboram înainte, când să începem acest proiect. Sigur. Da? Și colaborat la modul cel mai deschis, când noi ne-am cunoscut. Tu cu tot ceea ce înseamnă partea de primăvară, eu cu ceea ce voiam să fac. Și cred că undeva acolo, în colaborarea respectivă, a fost și o încredere reciprocă, zic eu. Chimia aia care există de obicei când cunoști un om. Da, faptul că știi că noi discutăm și telespectatorii trebuie să spunem, noi nu discutăm numai problemele noastre de emisiune, de agricultură, de mai discutăm și probleme de viață. De viață, că tocmai de aici vine problema aceea chimie de care te spui și că lucrurile pe care noi le discutăm, sigur că le dezvoltăm în subiecte. De politică, de social, de sport câteodată. Da, chiar mai ales tu. Mai ales eu. Și de alte lucruri. Până la urmă și de familie, știi? Că până la urmă experiențele pe care le avem împreună cu familie le mai povestim așa, dar sunt din astea. Am mers acolo, am făcut asta, avem pe ăla mic care pe ale mele mai măricele așa. Le place una sau alta și lucrurile astea sunt, eu știu, cred că... Dar așa e că trebuie să fie relația între. Acum, sincer, cred că doi oameni care lucrează, care colaborează, cred că ar trebui să nu se oprească la partea strict profesională, știi? Adică, domnule, ce facem în emisiunea asta? Asta o simți, nu știu, eu simt câteodată în ceea ce fac eu, de exemplu, cu parteneri, că noi nu avem la AgroTV, nu avem parteneri. Am parteneri, așa cum am avut și pe tine acum, deja mai mult decât un parteneriat, avem și pe alții. Și acolo mergem la o relație interpersonală. Eu cu X, cu Y, cu Z. De multe ori dincolo am trecut de relația asta, știi, de, eu știu, mail, întâlnire, da, da, da. Vrem asta, oferim asta, facem lucrurile astea împreună și cred că lucrul ăsta trebuie să se întâmple de fiecare dată, că în business, până la urmă, oamenii sunt în spatele acestor afaceri. Da, păi așa e normal, până la urmă, cred că o relație profesională crește dacă este o relație personală bună, eu cred în asta. Și eu cred mereu că dacă există acea chimie sau există acea relație bună între doi oameni, automat există și între cele două companii pe care oamenii le reprezintă. Nu mai cred în varianta, nu mai am crezut niciodată, dar în varianta în care un om, indiferent unde ajunge, de nivelul companiei sau funcția în care ajunge, să fie scorțos, să fie așa. Mai sunt din asta. Mai sunt. Dar cumva la cei care mai sunt greșesc. Știi, mă gândeam acum, de obicei un lucru bun se face la 9 luni, așa e vorba aia, la noi a durat mai puțin până avem așa. Copilul ăsta așa care se numește Verde Înghete. Cred că în 5-6 luni deja eram gata cu tot ceea ce înseamnă. Mai e primăvară, nu? Cam primăvară, da. Și am început în undeva sfârșitul primăverii, luna cam așa mai iunie, mai spre iunie și în
decembrie deja eram cu prima emisiune de da. Crăciun. Da. Am început la Paște și am... Prima emisiune n-am sunat niciodată. De ce? Pentru că auzeam, uite la camera 1, uite la camera 4, uite la camera... Și eu nu știam, așteptam să văd pe cameră niște numere, ceva. Da, 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 da. Și nu știam. Acum, sincer să fiu, mă simt mai foarte relaxat la emisiune ca în a doua parte a sezonului. Pentru că în prima mea a fost frică să nu greșesc, să sunt și râit, să nu mă bâlbâi, să nu vorbesc prea repede, să nu mă uit greșit. Dar acum... Tocmai asta a fost ideea, știi, apropo. Că tu, până la urmă, în prima ediție ai fost cam ca un invitat așa pe lângă mine. Eu încercând să vin... Direct de decor. Nu. Eu încercând să vin către tine, știu că vorbesc mult și mi s-a mai spus și, într-adevăr, câteodată văd lucrurile astea. Dar eu am încercat să vin către tine să-ți dau liniștea aia care să te pună să... Mai bine zis, să dai drumul la întrebările alea, că asta vreau de la tine. Nu că ești omul rău sau avocatul diavolului sau... Mai grele. Da. Sunt întrebările mai grele. Știi că pe asta am auzit-o cu avocatul diavolului și nu mă deranjează deloc. Da? Da. Diavolul se îmbracă de la Prada, cum erau filmele alea și cu alte lucruri. Da, da, da. Am făcut-o, suntem la ediția cu numărul 29, primul sezon, să spunem, se închide acum. Suntem la sfârșitul verii, ambarele deja încep să fie pline de recolta de cereale, cum o fi vom vedea. Până la cred că nu s-a terminat cam tot cecerișul, dar că e cam aproape de final, cam cu totul. Tragem și noi concluzia și tragem și noi linie și vedem ce a fost bine și ce a fost rău în aceste ediții. Și vreau să discutăm acum un pic așa despre oamenii pe care i-am adus noi aici. Cam după ce criterii luăm ca să înțeleagă toată lumea de ce vin oamenii ăștia la noi. Păi, îi luăm cu plăcere, ca să știi. Da, asta am văzut și eu și cred că oamenii care vin... cum îi alegem? Păi îi alegem pe cei care au ceva de spus sau ceva de comunicat sau proiecte pe care merită să le prezinți. Eu am întâlnit aici oameni pe care îi știam așa, adică au fost două categorii de invitați. Auzisem de ei. Da, auzisem de ei, dar i-am descoperit în emisiune, chiar i-am descoperit. Sunt oameni pe care îi știu de foarte mult timp, care au fost prezenți în emisiune și pe ei am redescoperit. Pentru că cred că esența unei emisiuni în care încerci să descoperi omul e să știi să aduci ideile pe care nu le spune într-un mediu obișnuit, problemele pe care vrea să le pună în dezbatere, zâmbetul care poate câteodată nu-l oferă, reacțiile care de multe ori într-un mediu din ăsta strict oficial nu le are și cred că toți invitații au fost ok. Normal că am ediții pe frate și invitații pe frate, n-am să-i spun acum. Sigur că da, au fost avem discuții... un top, un clasament pe care noi le facem, da. Fiecare dintre noi. Da, dar au fost câteva ediții în care anumiți oameni m-au impresionat prin ideile care au venit cu subiectele pe care le-au pus în masă. Sper că și pe cei care ne urmăresc, pentru că de fapt asta încercăm să ducem mai departe. Lucrurile astea nu trebuie să rămână singulare, trebuie să fie exemplele pe care noi le dăm aici, ca să facem exemplu. Da, oamenii ăștia sunt niște, să spunem, viitori. Sunt influencer, în zona lor sau în domeniu. Da. Poate că influencer cu părțile cele mai bune. Există și influencer câteodată care pe mine mă fac cu gândul că ei influențează în mod negativ acolo. Dar asta e lumea în care trăim. Cealaltă, așa este din păcate. Numai că ea fac bani, eu fac pentru bani. Bun. Păi noi ne leagă acum faptul că emisiunea Verde Închide, ne leagă această, eu știu, vrei să citesc pe tădaia, poritorii de hrană. Nu, aia era o expresie care mie mi-a rămas în timp, uite, știi, erau reclame la pe vremuri, apropo, cu Adidas Torsion, chiar dacă dau nume, cu Gepa. Felix. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Un pic mai bine pentru dumneavoastră, cu, v-am prins, cu Felix era, v-am prins vegetarilor, ca să dăm nume Pepsi de mai la multe litru, ce? Reclame, Nicu, da, halatul unde halatul, da, da, da. Așa mai departe. Asta mai încoace cu halatul. Asta mai încoace, da. Dar, na, astea sunt, apropo de... Știi că ai zis la lucrurile astea. Acum câteva stăuni a zis, hai să trecem de la fapte la vorbe. Ai prins declarația asta? Că da. A avut-o? Cred că a vrut să spună invers, dar asta e invers. A vrut să spună invers, dar îmi imaginez și eu că a vrut să spună invers. Contează ce a ieșit pe gură, nu contează ce a vrut să spună aici. Bun, avem o parte mai serioasă așa pe care în prima parte, să spunem. Deci serios în prima parte. Okay. Suntem mai serioși, nu. Nu pot să fiu mai serios. Nu pot să fiu mai serios, că o să spun și în bancuri mai încolo. Dar despre agricultura românică, unde naiba suntem? În anul ăsta 2023. Suntem într-un moment care cred că va defini agricultura pe următorii ani. Și nu zic cuvinte mari. Câți ani? Pe următorii câți ani? Nu mai spun pe câți ani, pentru că câte lucruri se întâmplă și câte dinamică e atât de mare în ultimii ani, că nu poți să știi ce va mai urma.
Dar e un an în care poți să faci producție bună și totuși să nu fii mulțumit de profitul pe care îl faci. Cum e anul ăsta? E un an în care tot ce înseamnă parte de inputuri au crescut foarte mult și au coboară foarte mult. Unii au trecut de la agonie la extaz, alții în sens invers. Unii au succombat? Da, și se va mai întâmpla. Agricultura României într-un moment în care trebuie desenată. Numai că n-are cine să o facă. Asta e adevărul. Politică, asociații producători. De fapt, e același joc în care politicul așteaptă, până așteaptă, face ce știe, da? Da, ce are nevoie poate, de voturi. Da. Asociațiile sunt acolo, mare parte dintre ele, de frică sau, nu știu, sau de interese. Sau de interese. Nu apasă mult pedala, hai să redesenăm domeniul ăsta și producătorii, unii dintre ei, nu mai au nicio așteptare și au luat-o pe cont propriu și își văd de business-urile lor și exact cum scrie pe ăsta, se poate, se dar poate, cu multă se poate muncă. În România să faci un poate, business dar, sustenabil și un da, business... Dar cu multă muncă, multe sacrificii, cum au zis cam toți invitații care erau antreprenori și alții care încă mai așteaptă. Na, eu cred că cei care încă mai așteaptă vor aștepta degeaba și s-ar putea să vină criza peste ei. Ce așteaptă? Așteaptă ajutoare financiare... Minunea de la Maglavit? Da. Așteaptă, Bogdan, așteaptă ajutoare financiare, așteaptă idei, planul de dezvoltare, fonduri de dezvoltare, proiecte legislative, alea pe care le așteaptau și acum 5 ani, și acum 10 ani și le vom mai aștepta. Tu cum ai făcut, de exemplu? Că e foarte interesant. Bun. Tu ești un antreprenor care a adus un business început în urmă cu... 15 ani, da? Octombrie. Exact. Făceam calculul că știam anul, dar nu mai știu. În 15 ani ai adus business-ul de la punctul A la punctul B. Ești deja o companie de care se ține cont în... aria asta, așa? Nu știu asta. Hai, modestule. Spun nu, că chiar nu știu asta, habar n-am. Ești, dacă ești să luăm din... Acum trebuie să mă turistesc, am uitat și eu pe cifre, pe alea, pe unde ești, pe un... cum așa mai departe, că da, am studiat. Deci e dosarul făcut. E trebuie. Dosarul făcut, acum trebuie să-ți mărturisesc. Dar ești o companie care a crescut în mod sănătos și în momentul de față vrea să ducă și investiții în altă parte. În toți acești 15 ani, ai avut un moment în care te gândeai... Să mă las? Mă duc la țară, ești din Buzău. Trebuie să spunem, doamne și domnule, că este din Buzău. De la Marcel Ciolacu. Da, nu pun zice la Marcel Ciolacu. Din zona unde... La domnul prim-ministru. Așa, da. Așa, dar nu-mi contează. Dar în așa atâția ani de zile ai venit acasă și ai stat de vorbă și cu soția, cu Antoanela, și spuneai... Care și ea e, vorba aia, nu e străină de, nu e străină de agricultură. Pentru că activează în companie și... Sigur că da, de... și a terminat și ea, a pus AMV-ul și are deja... De multe ori, dar bine, mai multe ori, nu neapărat eu. Eu sunt genul care... bine, de curios, la o vârstă încolo nu mai vine așa de mult să treci cu vederea, aha. Dar eu sunt genul care nu mă las. Deci nu mă las. Ca o soluție. Da. Dar alții din jurul meu sau alții din companie sau chiar soția de multe ori ai zis, băi, și nu neapărat de anunța la business, mi-a zis de a pleca din țară, am avut de-a lungul timpului multe discuții. A, deci făceai emisiunea asta până Africa? Păi, nu știu, uite, pentru mine, America, pentru în mine momentul, momentul în care chiar eram hotărât să plec a fost când prea fericitul, prea iubitul domnul Liviu Dragnea s-a aflat la frâile puteri și o spun sincer. Adică eu cum sunt mai rebel așa din fire? Da. Ai o gura mai mare. Nu, și cu faptele, adică sunt mai rebel. Adică mă lupt pentru drepturile mele și ale altora. Dar în momentul când vezi că un sistem se construiește un sistem care are șansa de a-ți lua din drepturi și libertăți, asta nu se negociază. Putem noi negocia orice, câte impozituri profită în țara asta, câte cota TVA, ce drumuri facem, câte spitale. Da, bine, spitale. Se schimbă la un moment dat. Da, asta nu sunt. Da. Libertatea nu e negociabilă. Și eu atunci am avut impresia că ceea ce, așa cum creștea societatea și ceea ce creștea societatea era că ne îndreptăm către un moment periculos prin care va veni cineva să-mi spună când eram copil că a prins și eu câțiva ani de școală în comunism, cu ce să mă îmbrac, ce să mănânc, în cine să cred, ce să vorbesc, eu aia nu. Nu pot. Și ca mine sper că sunt mulți în țara asta care nu vor accepta voia să ajungem acolo. Iar. Noi sperăm lucrul ăsta pentru binele tuturor. Așa sper și eu, doar că 2024 mi se pare momentul și periculos. Bun. Acum ca și business, exact. Au fost multe momente și cred că în fiecare momentul ăsta. M-am avut secetă în 2020. Da. Moment crucial. Pandemia.
Adică au fost exact, pandemie și secetă. Am avut seceta din 2017, am avut seceta, numai seceta, seceta din 2012, parcă nici nu mai știu. Se repetă acum deja numai la 4-5 ani, acum încep să fie la 1-2-3 ani. A fost momentul în criza economică după 2009, când prețul acela au picat la jumătate. Și acum suntem într-un puișor așa de exact. Criză deci care sunt crește. Multe, sunt multe momente, numai că... Nu e soluția să renunți. Te-a învățat, de exemplu, bun, ai avut business-ul axat de la un moment dat până o direcție. Și ai constatat că atunci ca să poți să supraviețui, trebuie să mai ai o chestie colaterală sau una și mai colaterală, una și mai într-o parte. Bine, ai încotro. Ca să funcționeze măcar una dintre ele, nu? Nu asta e. Este că... Asta era, din punct de vedere pur al... La început așa este. După care constați că ai, să zicem, 3-4 activități în companie, una merge mai bine, automat și investești în ea. Corect. Sau vezi că o altă are de activitate avea nevoie de ceva în plus, de un departament în plus, de o altă altă în plus și începi să te duci după, e când au mereu că fac oamenii training-ul de antreprenoriat și învață să-și facă planul pe 5 ani, bufnește râsul. Pentru că asta probabil că funcționa prin anii 90, făceai planul pe 5 ani, lucrurile erau cam acolo, în 90 era România, mai predictibilă 90 toată treaba decât da, acum nu mai poți. Acum, greșeala pe care o pot, capitală pe care o poți face este să spui pe o foaie planul. Păi de-aia acolo o să scrii în partea a doua, o să ai descris. Da, aoleu. Și să fii atât de căpos încât ce ți-ai pus tu cu obiective, să te duci către ele legal la ochi. Nu, eu încep anul clor cu niște obiective. Și eu încerc ca până la final de an să ajung cât mai aproape de obiectivele. Că de făcut nu le-am făcut niciodată. Dar să fie acolo, 70-80% din ele. Da, unele le-am depășit, altele nu le-am făcut, altele le-am anunțat eu pe parcurs. Cam asta este, adică antreprenorul trebuie să fii foarte informat, clar. Tu le tam? Trebuie să te adaptezi foarte repede și trebuie la mână trebuie să știi să pierzi. Că nu câștigi mereu. Da. N-ai cum să câștigi, nu e ceva... Să nu dezarmezi în momentul când se întâmplă lucrurile. Exact. Trebuie să accepti, să știi să pierzi. Dacă mergi mai departe. Le faci pe astea trei, destul mai ușor. În momentul de față, compania ta, construcția ta în momentul de față, crezi că poate fi prosperă în modul în care arată politicile agricole în țară? Da. Hai să spun și o părerea mea despre agricultură. Se fac 6 ani și jumătate. 6 ani și 4 luni de când sunt în zona asta de media agricolă. Venind după 30 de ani, cum spuneam, de altfel de media, în 30 de ani, de fapt, sunt și acești 6 ani, și am găsit aici, domnule, cum să fac partea asta de media agricolă? Trebuie să o fac cum am învățat eu, corect, cu ușor de informare, cu anumite lucruri, da, nu e tot timpul așa. Fiind o televiziune foarte mică sau o platformă media foarte mică, nu poți să faci lucruri chiar așa cum îți dorești. Trebuie să faci mai multe. Eu trebuie să știu și alte lucruri, colegii mei, fiecare trebuie să știe și un alt lucru, că dacă unul dintre ei se întâmplă ceva, așa. Și atunci, ca într-o companie care nu sunt chiar mică, dar într-o companie în care nu ai foarte multe resurse, trebuie să eficientizezi aceste resurse. Și atunci, am încercat să vedem cum vedem noi agricultura, spre ce se duce. Și eu văd agricultura că a crescut foarte mult. 6 ani de zile mi s-a părut extraordinar de mult. Da. Și în așa 6 ani de zile a crescut atât de mult încât în momentul de față, eu zic că suntem pe o direcție bună și că lucrurile se vor structura în următorii maxim 5-6 ani. De acord. Rapid. Asta va fi. Pauză publicitară, că n-a crescut. Păi deja. Cred că stăm așa de vorbă aiure. Pauză publicitară și până la urmă revenim în partea a doua. Ediția cu 29 Verde Înghete, ultima din această vară. Sezon, da. Da, și vine sezonul 2 peste noi. Hai că am început să fac versul. Ai făcut de bine. Cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta.